prima parte a zilei de 26 septembrie nu este una senină pentru cei care s-au născut în zodia Fecioarei, dar, din fericire, acest context astral se epuizează în jurul orei 9 dimineața. Din 26 septembrie, după ora 9 dimineața și după amiaza zilei de 28 septembrie, situații noi, modificări, inovații, restructurări, schimbări, vești care sugerează viitoare alte transformări la locul de muncă. Unele s-ar putea să le facă plăcere nativilor pe ideea că parcă se intră în normalitate. Alteori poate să fie vorba de o chestiune strict salarială, procesul muncii, volum, atribuții, sistem de lucru rămânând același. Dar modul de plată se poate modifica. Ideea este de o echilibrare. Nu e un mare beneficiu, nu e un mare câștig, dar e ceva în plus, e un pic mai bine sau e un pic mai sigur din punct de vedere financiar. Discretă solicitarea sistemului nervos periferic, a circulației periferice, arteriale și venoase și destulă ambalare la nivelul gândirii și proceselor care țin de o activitate intelectuală, mentală. Cei născuți în semnul Fecioarei pot să dea dovadă de foarte multă vitalitate, pot să facă față unor situații deosebite prin felul în care gândesc, vorbesc, fac niște conexiuni, explică, susțin, se bat pentru o idee. Vor face o impresie bună, mai ales dacă aceste demersuri sunt legate de mediul profesional. Între 28 septembrie după ora 18 și 30 de minute după amiaza și 30 septembrie, relațiile parteneriale pot să fie temperate. Perioadă bună pentru un schimb de impresii, pentru un dialog, pentru un interviu, pentru o întâlnire cu o persoană necunoscută, cu care evident se văd pentru prima dată și în fața căreia trebuie să facă o impresie bună. Vor fi priviți cu simpatie, cu îngăduință, cu atașament pentru cauza și proiectul lor, dacă despre asta este vorba. Întâlniri tandre nu sunt excluse, împăcările sau acele discuții menite să alunge asperitățile și să-i apropie pe partenerii de viață, soți, adică după niște perioade răscolite de nemulțumire, de certuri, de conflicte, de oboseală, de hărțuială, de implicarea străinilor, părinți, rude, socri, vecini, frați, cumnați și alte neamuri care toți le vroiau până nu de mult binele și de atâta bine ce le-au dorit, ei au ajuns să se certe. Acum se poartă modul cel mai firesc, nu mai țin cont de niciunul dintre aceia, țin cont doar de propriile lor sentimente, de dorința celuilalt, analizează cu destul de multă sensibilitate și îngăduință poziția partenerului și iată premizele unei împăcări posibile. Între 1 și 2 octombrie, mecanisme destul de enervante, care pot să-i motiveze pe cei născuți în Fecioară și să-i determine să facă un gest, să pună mâna pe telefon, să se ducă la o instituție, să ceară o audiență sau o întrevedere, să programeze o vizită, dar aceea are rolul de a-i soma pe cei cu care se vede câte o fecioară în ideea unui răspuns clar. Dacă demersul inițiat de aceștia și îndreptat lor ca niște ființe justificate să administreze problema, un dosar în justiție, notariat, expertize, avocați, mediatori sau instituții, toate acestea și-au făcut datoria. Este un moment în care cei născuți în Fecioară le cam cer socoteala unor persoane pentru timpul pierdut, pentru timpul risipit, pentru amânări, pentru tergiversări, pentru nereguli, pentru o serie de aspecte de care iau acum cunoștință pe diferite căi. În ansamblu, axa celor două case ale banilor și bunurilor este din plin pusă la încercare și de opozițiile care influențează tranzitul soarelui prin casa a doua banilor. În plus, pe 2 octombrie, în acest sector al casei a opta se va reflecta și forța cu care va opera luna plină în berbec. Și atunci avem de-a face cu un impuls în plus și la nivelul intensității, dar și cu o dinamică specială de aici și latura aceasta combativă, revendicativă, mai mult sau mai puțin tolerantă, depinde de vârstă și de educația fiecăruia. Unii se înțelege, se pot certa furcă, mai ales dacă e vorba de rude, prieteni, în fine, apropiați, legați de niște interese materiale comune, care nu se mai rezolvă odată. Și una este cearta între persoane și alta este cearta nativilor
cu reprezentanții unor instituții. Aici sigur că lucrurile decurg altfel, dar probabil că într-o astfel de ipostază, fecioarele nu se vor da înapoi să formuleze reclamații, petiții, cereri, audiențe, intervenții la nivelul instanțelor superioare celor care au dosarul lor în lucru și care nu se țin de treabă. În ziua de 27 septembrie, planeta Mercur, guvernatorul fecioarelor, va intra în zodia Scorpionului și va tranzita timp de 2 luni până pe 1 decembrie sectorul comunicării. Acum, planeta comunicării în această zodie nu este cuplul cel mai bun. Nu că le-ar tăia aripile, ci, dimpotrivă, pot vorbi. Dar mai subtil, mai cu subtext, mai cu ironii, mai cu aluzii, mai voalat sau într-un chip care să dea de înțeles celor vizați că sunt descoperiți, că se știe ce au făcut, ce gândesc, ce vor, ce intenționează și că nu li se va permite. Deci ei vor lansa niște avertismente și niște sugestii. Aici ar trebui să le ia în serios, pentru că cei născuți în fecioară nu își vor consuma aceste 2 luni din aluzie în aluzie. Până la urmă vor trece la fapte și vor avea o discuție explicită, ba poate chiar vor recurge la niște discuții de un radicalism demn de temut, pentru că și așa fecioarele sunt niște persoane foarte practice, foarte logice, foarte clare, foarte radicale, foarte precise, destul de puțin indulgente. Cu acest Mercur în Scorpion se realizează un complex astral care le va permite celor născuți în acest semn zodiacal pe care îl analizăm o forță extraordinară. În sfârșit, timp de 2 luni de zile, acest Mercur va mai nuanța axa celor 2 case ale comunicării și la nivelul propriilor lor gânduri, percepții, sentimente, atașamente și se vor îndoi de tot și toate, vor cântări fiecare element care funcționează acum ca bază, ca temei pentru niște detalii de viață. Intențiile lor, deciziile lor sau consolidarea unor relații care stau la baza unor judecăți de valoare. Iar cei născuți în fecioară încep să fie foarte, foarte atenți la orice adiere, orice cuvânt, orice nuanță ajunge spre ei, pare să le dea de gândit și să fie înțeleasă ca un fel de avertisment. Iată, într-acolo trebuie să ții îndrepți atenția. Iată, cercetează mai atent. Iată, o sugestie. Dacă sapi mai mult, vei da de adevăr. Și atunci chiar asta fac, în dorința de a ști foarte exact pe cine și ce se bazează. Și nu odată vor avea surprize, ba chiar surprize mari. Primele surprize vor apărea chiar în săptămâna care va urma zilei de 2 octombrie, adică între 3 și 10-15 octombrie. Mercur va intra la un moment dat și în mișcare retrogradă, are o ședere lungă în acest semn zodiacal, se va întoarce în balanță și când va reveni, la începutul lui noiembrie, va pune în discuție exact problemele, în nota, tonul și conținutul la care se află în această perioadă sau în următoarele 10 săptămâni. Înnoadă firul unor relații interumane sau dialoguri pe care le continuă și le dezvoltă cum vor crede de cuvință. Așa încât ceea ce nu se rezolvă sau rămâne în suspans în această perioadă, nu trebuie să le dea fior celor născuți în fecioară, cum că s-ar afla în fața unui eșec sau unei neputințe, ci trebuie să aibă răbdare, să aștepte și să speculeze momentul favorabil la a doua întoarcere a lui Mercur prin Scorpion.